Salutare, fraților! Bine v-am găsit la un episod de Raft pe canal! Da, hai să continuăm! Să mai un pic, așa, gata! Hai să continuăm seria noastră minunată de Raft! Jocul nostru minunat! Să mai un pic, aș încerca și să pun chestul ăsta aici. Hai să luăm ăsta. Unicable Water încă nu se poate. Hai să punem la Cook și hai să mai pescuim. Ce se aude? Sper că nu vine iară cu planuri malefice. Deci, această serie, pentru cei abonați noi, care oricum seria asta o am de 2 zile, deci nu cred că ar fi o problemă, dar pentru abonații noi această serie este ca un fel de, adică trebuie să supraviețuiești pe ocean și poți să iei resursele din apă, uite cum e acolo, poți să iei resursele din apă și această serie pentru că este foarte faină și îmi place și mie foarte mult jocul acesta, o să continuăm cu multe, multe episoade. Și pentru că mă și pricep cât de cât la acest joc, pentru că de obicei jocurile de survival nu sunt punctul meu foarte, dar la jocul acesta chiar mă pricep și chiar te atrage, gen, chiar îți place. N-ajung până la o butoie, o să ajung până la lemnele astea. Perfect, hai să le luăm. Pam. Până la butoiul ăla nu cred că ajung, am cea mai mică șansă, dar hai să poate, hai, hai, vino, vino, oprește-te. Vino la mine. Vino la mine. Yes. Și geamul ăla ne-ar trebui scrap, de fapt, se numește scrap, da? Nu contează. Scrap, ok. Bă, mi-aș muta chestul aici, adică aici mă simt, eu m-aș simți eu, de fapt, destul de în siguranță, dar nu știu ce să zic. Să fim aici, pare destul de în siguranță? Eu nu prea cred. Ok, să luăm fill water cook. Mâncăm ăsta, bă. A, nu, nu sunt gătiți, deci nu cred că ne ajută cu mult dacă îi mâncăm. Gata. Hai să nu ne mai îngrășăm mult cu de astea, deci o să ne băgăm aici. Da, hai să zic să luăm și asta. Frunzele alea chiar ne trebuie. Parele așa inutile, dar sunt foarte, foarte importante pentru a supraviețui cel puțin în jocul ăsta. Deci, avem nevoie de frunzele alea. Hai să luăm butoiașul ăla. Fac, e oprit, perfect, te luăm. Luăm și... Oh, one real potato. Vedeți, ne mai dă și cartofi, dar nu prea avem nevoie de cartofi. Avem nevoie de lemn și chestii de genul ăsta. Materiale, practic, ați prins voi. Și de arme. Chiar am nevoie de arme, dar nu sunt sigur deocamdată. Baza ar trebui să ne omorim un pic, dar cum suntem doar în episodul 3, nu ați zis că nu ar trebui să ne grăbim chiar așa de mult. Cu mărirea bazei, eu zic să ne axăm mai mult acum pe survival, adică să încercăm să supraviețuim și să facem și resurse, vă dați seama. Pentru că, deocamdată, nu cred, eu nu cred că am foarte mari resurse, așa că, da. Foarte multe, nu foarte mari, că resursele nu pot să fie mari, mă scuzați că nu m-am exprimat corect. Hai să bem, punem aici, perfect. Bă, nu știu, ziceți-mi dacă vorbesc destul de tare, pentru că, na, pur și simplu, îmi place mie așa să vorbesc mai încet, dar pot să vorbesc și mai tare, cum vorbesc, de exemplu, acum, așa să țip la voi, așa. Dar nu, îmi place mie să vorbesc foarte tare, îmi place să vorbesc așa, mai lin, mai încetişor. Mai ales când joc un joc așa de liniștitor, care chiar mă atrage. Jocul ăsta chiar cred că o să-l joc, o să fac mai multe sezoane, cred că. Gen, am câștigat jocul ăsta, nu e nicio problemă. Mai câștigăm. A, am mâncat din greșeală. Nu. Require a big enough claw. Ok. Bă, ne cam îngrășăm, nu știu cum să vă zic. Gata, totul e plin. Lăsăm aici la cook. Lăsăm un pește la cook. Hai să mai pescuim noi. Să ne axăm pe survival, v-am zis. Materialele, oricum le luăm de pe apă. Ia uite acolo. Hai să luăm repede. Perfect, hai să luăm lemnul acela. Aoleu, l-am ratat. Vine vreun butoi? Nu, nu vine niciun butoi. Ce mă chestia? A, era... Era... A, e murdar monitorul, what the fuck? Mi-este murdar monitorul, lol. Ce se întâmplă? Nu! Fuck, du-te! Du-te! Aoleo! Mamă! Sper că dacă mănânc îmi dă viață. Stai, să încerc. Îmi dă viață. Doamne, ajută. Bine, oricum îmi dă dea, dar hai să ne construim. Vine totuși, ne distruge wall window. Hai să ne punem geam aici. Să putem să vedem liniștit oceanul. Bă, avem lemne oricum. Lemnele nu... Bă, da, nu prea avem lemne.
Așa că haideți totuși să nu fim chiar așa de siguri pe noi și să luăm niște lemne. Ok. Nu prea avem lemne. Părerea mea, nu știu dacă pentru voi atâtea lemne sunt multe. Având în vedere că rechinul acela tot vine și ne distruge din bază, nu mi se pare, aoleo, nu mi se pare că sunt prea multe, așa că... Ia, dacă o roci așa foarte în sus, ia uite cât de departe se duce. Uaaa! Ia uite-l acolo. Dar dacă arunci așa în jos, ia uite. Ok, să luăm. Fuck. Serios, cum am putut să ratez chestia asta? Wow. Wow. Wow, X2, man. Și seria asta chiar mă pasionează foarte mult. Adică jocurile de genul mă pasionează foarte mult. Jocurile de survival, știți? Deci nu cred că o să... Adică, ziceți voi idei de jocuri de survival în comentarii. Care credeți că s-ar putea să-mi placă, gen jocul acesta. Chiar îmi place jocul acesta, deci... Da. Hai să vedem, stați mai un pic, că nu sunt sigur. Nu vine nimic deocamdată. Dinspre colo, cum... Aoleo. Dinspre colo, cum se zice. Uaaa! Yes, mamă, trei dintr-o lovitură. Ne-am rezolvat, ne-am rezolvat, băieți, ia uite. Încă una, serios. Jocul acesta ar fi foarte șmecher să fie co-op, dar cum nu este versiunea finală a jocului, nu trebuie să-l subestimăm, zic eu, nu? Wow, două frunzulițe. Două frunze, frunze, dau din iarbă. Ok, am luat. Și gunoiul ăla, dacă-l mai țintim acum, suntem bine. Suntem bine, sfrățiorilor. Ok, drinkable water. Ok, tot este... Oh, 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 mersi, mersi, frate. Și mai e unul sub, nu? Ok, mi s-au părut că sunt niște frunze, dar aparent nu este nicio frunză, așa că tot este bine. S-a gătit. Nu mai nimeream S, mă scuzați. Ăsta e bine. Hai să punem... Oleo, 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 oleo. Ia, 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 ia. Mersi, frate. Ne trebuie foarte multe plencuri. S-au pus aici jos. Tot e ok, hai să le punem în chest. Sper să nu vină rechinul, dar nu cred că poate să vină dacă e chiar la mijloc, știți? Deci... Dar văzut că mai sare din când în când și ne mușcă din bază și aici. Aș fi vrut eu să pun aici chestul, dar l-am pus aici, mai la mijloc, un pic înghesuit cu această construcție, ca să nu vină să muște... poate să muște dincolo cumva, dar... Nu cred că se... Bă, ar fi... Opa, dați călărate spăla și nu-i bine. Nu ar fi chiar o idee foarte bună să las chestul aici, vorba mea. Vezi că mi-am dat seama acum. Hai, mane. Așa. Eu acum observ că n-ar fi cea mai bună idee, așa că o spunem un plank, o fundație, asta ce? Mi-am lăsat astea în chest, serios. Hai să le luăm. Facem cu astea așa, o fundație aici, o fundație aici, o fundație aici. Wall, doar wall aș vrea, rotate, nu. Așa, așa, și nu mai am lemne. Încă 10 mai am aici. Și așa. Ceva de genul ca să nu, ca să fie 100% sigur, aoleo. Hai, vine cu a, dar oricum lemnele încă sunt o bătaie de cap pentru că nu sunt așa de multe. Din câte credeam eu că o să fie. Dar ne descurcăm noi. Vedem cum ne descurcăm, de fapt. Nu, ne descurcăm chiar așa. Asta e apă care e bună. Drinkable water. Mersi. Și asta e salt water. Ok. Nu, o să uite. Vedeți ce vine? Și mușcă nesimțitul. Da. Și n-avem ce să-i facem decât să stăm să vedem cum mușcă. Na, și o distrus. Și acum eu ca un boss, știți ce o să fac? Da, știți ce o să fac. Foarte bine știți ce o să fac. O să construim un nou perete. Am, gata, s-a rezolvat, vedeți? Bă, nu, nu s-a re... Ba da, s-a rezolvat. Hai să zicem că s-a rezolvat, ok? Uite, iarbă, bă! Ierbuță. Stai, vină în coabă. Bă, bă, bă. Așa. Ok, Mamă. Ce bine am venit aici și le-am văzut, băi. Mamă, bine, bine, rău. Ok, bă. Jocul ăsta este ca un fel de Minecraft. Gen, bine, nu ca un fel de Minecraft, că nu-i cu bulețe și așa, dar zic așa, ca un fel de Minecraft, adică e de survival și... Da.
Ai, l-am mâncat gol din greșeală. Aoleo, ia-le, ia-le, ia-le. Ia-l! Deci am destule lemne astea, să văd câte lemne am. Doi, ai, ai, și incest am ceva? Da, am și incest. A, ba, nu, n-am incest. Holy fuck. Iarbă, 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 bă, iarbă, bă, stai, vreau iarbă. Ata, boss. Hai să pescuim un pic. Că avem un pește care... Nu mai avem pește, de fapt, nu? Nu mai avem pe... A, mai avem încă un pește, dar totuși nu e chiar ok să avem doar un pește. Ar trebui să avem vreo 5 pești, 6 pești. Deci hai să pescuim un pic în episodul acesta. Da. Hai, pescuiește, boss. Dă-i cu pescuiala. Bam. Ia să pescuim mai mult. Hai, mane. Ok. Da. Vedeți cât de ușor să pescuiește dacă stai așa cu răbdare și pescuiești. Nu pescuiește foarte ușor. Da, și aici avem ceva care ne-ar interesa, văd eu. Da, de fapt, știi ceva? Aoleo. Iar vine și vrea să muște ceva. Ba, nu, nu vrea să muște nimic. Dă-i! Yes, l-am luat. Bă, hai să... Punem de asta la făcut. Îl punem în locul ăstora. Luăm ăsta și îl mâncăm. Și după aia luăm aici, fac, bem și punem aici. Perfect! Hai să mai pescuim. Bam! Uite, vine un butoi din îndepărtare. Aceasta este foarte, foarte bine. Pac, l-am luat. Pe băiat. Jocul ăsta este foarte șmecher. Poate o să fac și un live ceva, dar mai bine nu fac live, pentru că dacă fac live-uri... Într-un live am terminat jocul, dracu. Bine, n-am terminat jocul, dar fac o fundație enorm de mare. Bine, oricum eu am planuri foarte mari cu acest joc, să fac foarte mari fundații și chestii de genul, dar ar dura un pic, pentru că acel rechin nesimțit o să ne mănânce toate fundațiile. Și v-am zis, deocamdată eu nu mă axez pe fundații și pe chestii de genul, mă axez mai mult pe resurse și da, de aia mi-am și făcut o bază. Că puteam să-mi pun foarte multe plencuri aici, dar n-am lemn, deci aș consuma tot lemnul dacă mi-aș face dita mai baza și de aia mă și acces pe resurse, pentru că nu vreau să distrug tot. Aici, hai să facem aici ca un fel de turn de veghe. Bine, un turn, nu ca un fel de loc. Ia uite la aici, perfect. Haide, știu că vrei să vii la mine, perfect. Te-am luat și pe tine, hai și scrap-ul ăla să-l luăm, perfect. Și de aici o să vedem că toate gunoaiele care vin spre noi, hai. Te-am luat. Pac, băiatul, ce-ai făcut? Zici și mie, ce-ai făcut? Te-am luat, să-l păstrăm paharul ăsta. Pac, hai să mâncăm. Bă, de fapt, nici mâncare nu prea am nevoie. Ce mai avem? Stairs, floor, wall, window, ia stairs. Rotate. Ce? Ia. Ah. Bă, nu, 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 asta. Serios. Exporificatorul mi l-a luat. Băi, frate. Ce se întâmplă? Aoleu. Fix purificatorul mi l-a luat, băi. Use the cage item floating by. Ah, am înțeles. Ia să că eu sunt un pic curios cum e chestia asta. Ia. Craft. Ia, cum e? Unde-i plasa aici? Foundation. Ia. A, ce șmecher! Bă, chestia asta mă ajută, ești nebun? Ia! Ia fă mai multe tu! Ia fă tu mai multe! Doar atâtea? Ia fă tu de astea! Punem încă unul acolo. Încă unul aici. Și încă unul aici. Și încă unul la că s-ar putea... Ce? Ah. Aici. Yay! Și ni le prinde itemele, vedeți? Ce jmecherie am văzut, bă, și eu, bă. Ia uite cum le prinde. Pac. Pac. Pac și...
Până mi le are chinu, fac mult mai multe resurse. Ia uite. Și pot să merg? Aoleu, nu pot să merg pe chestia asta. Nu pica. Cred că pot să merg doar pe aici, vedeți. Doar pe chestia asta pot să merg. Nu e chiar recomandat. Zic, ia uite aici, mamă, cât îmi prinde fendeș. Ia. Mamă, collect for items. Păi, eu recuperez itemele imediat. Ok. Aoleu, stai că mi-a distrus aici. Din câte... Ok, să colectăm aici item. Ia-l, te rog. Ia uite aici cum îmi prinde. Ia, două scrapuri. Perfect. Na. Ia și tu astea, frate. Ia ele. Na, oricum, fraților, cred că sper că v-a plăcut acest episod. Bă, cred că v-a plăcut, nu? Sper că v-a plăcut acest episod din jocul acesta minunat. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă vă vreți episod în continuare și ne vedem data viitoare. Bye, bye!